Vor un spațiu de joacă. Aceasta este singura doleanță pe care preșcolarii de la grădinița numărul 8 din Bacău vor să le îndeplinească primarul Romeo Stavarache. Întrucât Colegiul Tehnic de Comunicație în Vecarpene este de acord ca spațiul pe care îl administrează să fie folosit pentru copiii de la grădiniță, singura care trebuie să-și mai dea girul este primăria Bacău. Până în acest moment, instituția a fost surdă la cererea copiilor, așa că ei au apelat la o scrisoare deschisă. În atenția domnului primar Romeo Stavarache, preșcolarii care frecventează cursurile grădiniței numărul 8 Bacău vin spre dumneavoastră cu o mare rugăminte, aceea de a ne amenaja un spațiu de joacă în incinta Colegiului Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu Carpen Bacău. Noi suntem în număr de 114 copii cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani care învățăm și ne jucăm în această grădiniță în 5 săli de clasă. Însă dezvoltarea psihofizică a noastră depinde și de activitățile și jocurile desfășurate în aer liber, sub directa îndrumare și supravegherea a doamnelor educatoare. Am dorit și noi să ne jucăm la un tobogan, să ne dăm în balansoare, să escaladăm și să ne cățărăm, să aruncăm mingea la coș, să facem construcții în nisip sau pur și simplu să ne odihnim la soare pe niște băncuțe. Acesta este visul nostru și dorim foarte mult să ni-l îndepliniți. Autentificăm dorințele noastre prin semnătura conducerii grădiniței și a doamnelor educatoare. Cu tot respectul cuvenit, vă spunem mulțumesc noi preșcolarii grădiniței numărul 8. Astfel încearcă preșcolarii de la grădinița numărul 814 la număr să-l convingă pe primarul Romeo Stavarache să-și respecte una din multele promisiuni din campaniile electorale, aceea de a crea noi spații de joacă pentru copii. Deși terenul este pus la dispoziție de Colegiul Tehnic de Comunicații în Vecarpen, iar conducerea a fost de acord cu o nouă destinație pentru acel spațiu, primăria nu a răspuns până în acest moment solicitărilor înaintate de directorul grădiniței. Este o mare rugăminte a noastră, a copiilor de la grădinița numărul 8 Bacău, pentru amenajarea acestui spațiu de joacă. Ați mai solicitat? Am mai făcut solicitări către primărie, dar probabil investițiile sunt din ce în ce mai greu de realizat și sperăm că prin această scrisoare deschisă, care este spusă din tot sufletul unui copil, care reprezintă toți copiii preșcolari ai grădiniței noastre, să conducerea locală să aibă în vedere amenajarea acestui spațiu de joacă, pentru că el a fost pus la dispoziție, terenul a fost pus la dispoziție de către conducerea liceului. Fără un răspuns au rămas și reporterii TV Bacău în încercarea de a afla de la Ionuț Tomescu, purtător de cuvânt al primăriei, dacă și când vor fi alocate resurse pentru amenajarea spațiului de joacă pentru copiii de la grădiniță. Ionuț Tomescu, vorbim mai târziu. Mulțumesc. Rămâne de văzut cum va răspunde administrația locală unei cereri simple pentru a cărei rezolvare nu ar trebui alocate resurse financiare considerabile, dar care ar contribui semnificativ la dezvoltarea acestor copii.